Foarte tare faza cu Loții, că s-a reînscris. Loții care făcea vire și maio și... Ce mai mâncat la el bun? Pogăcele, că de-aia venim. Ce faci, Loții? Servus! Andrei, bine ai venit, Florin. Faci, mule. Mulțumesc, deci, frumos, uite, vă aștept aici ăsta la mine. Păi este locul nostru de refugiu de weekend. Aici ne relaxăm ce noi. Ce foarte frumos! Mulțumesc foarte mult pentru rețeta de pocăgele. Aici senzație. Îmi pare bine că v-a și plăcut și astăzi vă arăt și cum le fac. Avem 750 de grame de făină, care poate să fie făină 650, că acum e important și tipul de făină. Pasta trebuie făcută. Da, pasta de jumări e pregătită pentru puțin mai târziu. Deocamdată facem aluatul. Avem nevoie de două gălbenușuri, de aceea le vom separa. Ok. Și de aceea se pun numai gălbenușurile pentru frăgezime, că albușul întărește. Două linguri rase de sare. Sunt 40 de grame de drojdie, da. 250 deocamdată de mililitri de sifon sau apă minerală. Nu punem foarte lapte, că laptele tot întărește. Aici avem aproximativ 200 de grame de untură. Trebuie de acum constat că e puțin tare. Și mai punem, deci apă minerală. Puțină apă. Așa mai putem să o lăsăm în acest vas, undeva la cald, o acoperim cu un șervet. La soare. Ia să vedem ce s-a întâmplat în jumătate de oră. Opa. Ia uitați, cam așa. Bun, și atunci luăm această pastă de jumări. În prealabil am măcinat jumările, pentru că aceste jumări care trebuie eu le fac din gușă de porc conțin și aproximativ 50% carne. Și ca să poată să fie tartinabile. Așa. Atunci mai punem untură. Acum împăturim, prima dată cu dreapta, stânga pe dreapta, așa, deci okay. O treime, cum ar veni, după care punem fața. Și acum le lăsăm să se relaxeze la frigider. Da. Înțeleg. E gata, ești fericit? Ești mulțumit? Voilà. Opa. Iarăși punem făină. Mai pui făină. Să vedeți imediat o să fac o transparență. Corect, și iese jumăra la suprafață. Acum e mai simplu puțin că împărțim această compoziție fix în două. Deja mai grosut. Te rog. Bun. Ce, acum pe bune te-a pus? Nu, nu m-a apuc, mi-e rușine. Și acum luăm și ungem. Păi tu ungi înainte să-l decupezi? Normal, de ce nu? Că nu o să stau să bibilesc, că nu-s Picasso-c. Tăieturi superficiale. Mm-hmm. Putem să împrăștiem acum semințele. Cât e ou vaspăt. Da. Dar cine te-a învățat rețeta? Mama. Așa arată și acum le punem la cuptor. Băi, eu zic să oprim filmarea aici și să ne așezăm la masă. Ei, și gata și pogăcelele. Mă, dar nu stau foarte mult în cuptor. Nu, stau cam 20-25 de minute. Se țin la 180 de grade. Mi se pare senzațional. Bă, etajul franțuzesc, cam aceeași chestie obții, știi? Da. Că nu are gustul ăsta, adică în foietajul franțuzesc nu poți să lași doar făina și untul. Croissantul franțuzesc conține și drojdie în aluat. Dar e frustrant că văjiți atâta lucruri și eu nu știu. Da, tu ești actor. De ce n-ai pus chimel? Pentru că ale erau foarte banale și am zis că hai să pun acum altceva. Deci asta e o pogăcea reinterpretată, se poate ai spune putea acum, să zicem așa. E o pogăcea senzațională, pentru că eu am mai văzut o chestie. Pogăceaua de regulă? Are neapărat culoarea asta de mișto și aurie. Și uneori dacă vreau să fie și mai roșie, atunci mai pot să pun un pic de boia de ardei. Poți să pui anasol. Îți mulțumim mult pentru pogăcele. Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc că ați venit și le-ați gustat și ați și văzut cum le facem și că le-am gătit acum împreună. Acum nu te speria, să știi că nu o să rămâi cu ele, adică noi o să mai stăm acum, sigur la un moment dat filmarea asta o să termine, dar noi o să mai stăm aici și o să le terminăm.